Daniel, o întrebare relativ incomodă. Există o dilemă în piață cu zona de freelancing in-house sau agenții și sunt mai multe abordări. Când este bine sau nu este bine să apelezi la o agenție sau la altcineva? Ok. Ca să-ți răspund la întrebarea ta, mai bine vin cu beneficiile pe care le ai într-o agenție. În primul rând, într-o agenție, specialistul are acces la mult mai multe date. Și când zic mai multe date, gândește-te că la noi în agenție analizăm zilnic peste 300 de clienți. Da? Și aici vorbim și de pay per click și de SEO și așa mai departe. Și dacă se întâmplă ceva cu piața, poate să ia specialistul decizie în timp real. În schimb, dacă lucrezi doar pentru un singur cont, nu știi dacă s-a întâmplat neapărat ceva cu piața sau cu contul tău. Sunt cazuri în care, de exemplu, un cont se duce în jos, da, dar piața este în creștere. Uh -huh. E foarte greu dacă tu lucrezi pe un singur cont sau pe vreo trei conturi să-ți dai seama de, de lucrul ăsta. Asta, unul la mână. Doi la mână, fiecare specialist are limitările lui. Și noi și în agenția noastră avem limitările noastre. Dar, de exemplu, la noi în agenție, în fiecare luni analizăm conturile, analizăm vreo 5 persoane, același cont și venim cu idei pe contul respectiv. Pentru că este posibil ca tu să rămâi într-o pană de idei, știi, și îți vin cei la scole și îți dau idei. Asta este un beneficiu foarte mare pe care l-ai la, la o agenție. Doi la mână, gândește-te că în agenție, în teorie, agenția ar trebui să plătească foarte mult pe zona asta de automatizări, de dev, noi plătim intern, știi și tu, o grămadă de, de bani pe, um, pe softurile, da, da, pe softurile pe care noi le folosim, da, uh -huh. plus dezvoltat softul nostru intern. Iar tu dacă apelezi, să spunem că ție intern sau apelezi la un freelancer, te va costa foarte mult în plus ca să ai tu acela pe pe contul tău. Mai mult decât atât, că tot am vorbit de costuri, gândește-te ca să-ți iei un intern, un, un specialist foarte bun, te costă. Te costă mai mult decât ai apela la, la o agenție. Asta uh, e true fact sau? Este true fact, da. Uh. Mai mult decât atât, ce recomand eu să fac? că Clienții ar fi bine să aibă un om intern care să înțeleagă câte cât zona asta de marketing și să țină relația cu celelalte agenții da, cu care lucrează, că poate lucrează cu agenție de SEO, cu una de PPC, cu una de mail marketing și așa mai departe. Uh -huh. Această persoană ar trebui să știe ce să ceară acelor agenții și să traducă foarte bine către antreprenor într-un dashboard frumos, da, într-un Excel ceva, astfel încât antreprenorul să ia decizii mult mai rapid. Acea persoană ar trebui să fie un marketing manager sau un freelancer? Sau și și? Poate să fie și și, nu, nu, nu ne deranjează. Chiar nu ne deranjează. Este foarte util, deci pentru antreprenori, este foarte util să lucreze și cu agenții, dar să aibă și pe, cine, să aibă și pe cineva in-house care să se ocupe de coordonarea partenerilor în exact, zona decât de decât Atât acea persoană, ceea ce nu fac agențiile, ce nu facem noi în mod constant, adică ne mai uităm și noi, dar nu facem în mod constant pentru că nu este pe lista noastră de atribuții, este să ne uităm tot timpul ce face concurența clientului la nivel de oferte de pricing. Adică eu pot să-i atrag mm -hmm. clientului sau specialistului da, care se ocupă, cu care ținem legătura, pot să-i atrag atenția. Dacă unu, o anumită categorie din site nu funcționează bine, iar el trebuie să se uite, să vadă ce face competiția lui pe acea categorie din site. Mm -hmm. Poate sunt. măcar cineva, la nivel macro, să uite. La duce. nivel. Nu, ar trebui să se ducă mai granulat, pentru că omul ăla poate are o săptămână plină de oferte, mm -hmm. da? și are prețurile cu 20% mai mici ca ale noastre, și ar fi bine măcar să ne anunțe să oprim campanie sau să bugetăm mai puțin campanie în zona aia, sau să facă și el o ofertă rapid, să se miște rapid cu achizițiile, să facă o ofertă și să începem să promovăm și noi agresiv acea categorie. Okay. Mai mult decât atât, un alt beneficiu pe care îl găsești dacă lucrezi la o agenție este că na, oamenii mai sunt îmbolnăvesc, că își mai iau concediu și așa mai departe. În agenție, de obicei, lucrează două-trei persoane pe același cont. Este cineva în spate care știe despre contul tău și are informații sau mai lucrat pe contul tău și poate oricând mm -hmm. să-ți preia, să preia contul mult mai ușor. Dacă ai pe cineva interesat să lucrezi cu un freelancer, s-ar putea să ai perioade când tu, nu știu, poate ești în full sezon și persoana respectivă să nu fie capabilă, din diferite motive, să se ocupe de contul tău. Da. Dar, repet, uh, ideal este să existe un mix între o persoană internă sau freelancer uh -huh. care să coordoneze uh, agențiile de marketing. Și uh, cred că mai e un aspect aici, că persoana care este in-house, fie a fie, ar trebui să știe când sunt anumite campanii speciale. Poate este de Black Friday, poate este de, de nu știu, aniversare de un an, aniversare de șapte ani. Și, și ar trebui să, să le conceapă, pentru că noi, ca agenții, nu facem acest lucru. Facem, dar nu atât de detaliat, adică venim cu idei de campanii, dar ar fi bine să fie o persoană internă care înțelege foarte uh -huh. bine viziunea antreprenorului, că fiind intern, angajat sau stând mai mult pe lângă antreprenor, uh -huh. îi vede mult mai bine viziunea lui și știe mult mai bine stocurile de produse pentru că o comunică mult mai detaliat intern decât ar ști o agenție. Super! Da. Mersi!